De la 1 mai va fi aglomerație nu doar pe litoral, ci și în spitale. Cardul de sănătate devine obligatoriu pentru primirea de servicii medicale, iar procedura de înregistrare a pacienților va dura mai mult. Fiecare persoană va avea alocat un anumit timp pentru consultație, astfel că holurile vor fi și mai aglomerate decât sunt în prezent. Să vină înarmați și cu un plus de răbdare, pentru că utilizarea cardului va conduce spre o etapizare a serviciilor mult mai rigidă decât în momentul de față. Actualul sistem de înregistrare a datelor despre pacient se poate face și în asalt și mai mulți într-un sfert de oră și să îi raportez ulterior. Astfel, de la 1 mai, medicii nu mai pot acorda consultații pe bandă rulantă. În plus, spitalul din Câmpina se confruntă și cu un deficit de personal, funcționând cu un minus de 300 de angajați față de normativ. Fiind o măsură complet nouă și care presupune un tip de procedură, ne așteptăm să apară și tulburări ale fluxului normal de lucru. Tulburări care au foarte multe cauze. În primul rând, îi rugăm pe pacienți să aibă cardul de sănătate asupra lor. Probabil că vor apărea și pacienți care nu au cardul de sănătate sau care n-au apucat să treacă pe acasă să și lea. Obligatoriu este ca pacientul, pentru a putea folosi respectivul card, să își știe numărul de cod PIN. Însă pacienții văd cu ochii buni noua metodă de primire a serviciilor medicale. Spuneți-mi dacă aveți cardul de sănătate. Da, l-avem. Și l-ați activat? Nu. Ați fost cu el la medicul de familie? V-a spus ce? Deocamdată nu, luni sunt programată să ne ducem amândoi, și eu și soțul. Dar ce știți până acum despre acest card de sănătate? Ne considerăm că e foarte bun. Nu mă alerg de acolo. Te duci la farmacie, cred, cu el, la medic cu el. Ce e ceva rău? Nu cred că e ceva rău să-l ai acolo. De la 1 mai este obligatoriu pentru a primi servicii medicale. Obligatoriu, venim cu el, așa vrea șefii mari, așa facem. Dacă e pentru sănătate. L-ați activat? Da. Și ce v-a spus medicul de familie despre el? Ei, mi-a oprit o copie acolo, că mi l-a activat, mi l-a băgat pe calculator și mi-a dat un cod numeric personal, care mi l-a activat și merg cu el la medic unde am nevoie. Și l-ați folosit până acum? Da. Și cum vi se pare această procedură nouă cu cardul de sănătate? Nu prea mă pricep, dar cred că e ceva bun. E ceva de bine, nu are cum să fie. Dacă de moment ce intri pe calculator știe mai bine probabil ce boli ai, de ce boli suferi. Activarea cardului se poate face și în spital, iar singurul loc unde nu se cere este la camera de gardă, acolo unde se primesc îngrijiri medicale de urgență.